nou interviu alături de Andrei. Dar înainte de asta, nu uitați un like și un subscribe, și un subscribe și la Andrei Teodor Botez. Acum o să vă arăt colecția mea de biciclete, chiar dacă... Și trotineta. Da, trotineta și mai și alte lucruri de vecină, dar nu o să le spun că o tine mai fix. Așa? Da. Bun. Aici este șpălătoria. Aici o șpălătoria. Ăsta e mountain bike-ul meu, am tristem pe 2006. Bine, se vede mai mult ca o umbră, dar... Nu, e roșu. Poți să-l scoci un pic mai încoace, să se vadă mai... Așa arată. Cred că este bine. Bine, puțin și-am gradat că nu mai trebuie să schimbi consumabilele. Da. Aici nu într-o stare chiar plăcută. Este BMX-ul meu, Astal Extreme, din 2004. Acela alb? 2004. Ăsta negru. Ok. Bine, deci nu este într-o stare bună, bine, momentan nici nu am timp să-l rezolv, dar o voi face cum voi avea... Cred că mai mult faci cu mountain bike-ul, nu? Oricum mai mult... Aceasta este și trotineta din episodul anterior. Da. În care acela cu 99% de oameni. Da. Îi mulțumesc că m-a suportat și că... nu s-a supărat pe mine prea tare și m-a trădat. Deci a ținut un an aici. Mai mult de un an am ținut, nici nu știu nimic. Da, și că tot suntem aici, aici este și trotineta mea, aceasta neagră. Da. Bicicleta asta albă este bicicleta mamei mele, un cube. Da. Foarte bun, bine, cu bicicleta tatălui tău e... Cu cadrul de damă, cube pentru cross country, roată de 27,5, asta e cu 26 de inci, și BMX-ul cauce BMX cu roată de 20 de inci. Ok. Acum că am prezentat cam ce am aici, să mergem sus la mine. Mergem sus? Da. Bun. Haide. Și ai cam fi ajuns? Da. Bun. Bun, cum întoarce în camera? Acum, Matis, tot ai venit aici, nu știu, ziceai că să-mi interviu. Da. Bun, pentru cine nu mă cunoaște încă, sunt Botez Andrei și, nu, pe Matis să-l știți. Da. Și nu știu să zic, să începem. Bun, am auzit că lucrați la o nouă melodie. Cum se numește aceasta? Păi, se va numi Conflictul dintre generații, okay. Că nu este gata. Sună interesant.
Și așa aproximativ, cam cât din ea ați repetat-o, ați învățat-o, să zicem așa? Păi, chitara ritmică o știu, basul o știu și vocea nu știu. Ok. Trebuie doar să fac rimă pentru că am pățit o chestie mai puțin plăcută, că nu mi-a ieșit. Și să văd, încă nu știu cât va dura. Bine, mai aveți și alte melodii. Da, mai am o melodie cântec în zori. Ok. Dar acum că am vorbit despre muzică, haideți să schimbăm și alte subiecturi, să discutăm și despre altceva. Care sunt hobby-urile tale preferate? Păi, mountain bike-ul, notul, skiul și chitară. Ok. Care este mâncarea voastră preferată? Păi, este orezul cu legume mexicane și pește. Ok. Și așa ca să știu despre viața voastră, cum este în general? Păi, bine. Suișuri și covorâșuri, ca Ok. orice viață. Păi da. Și acum mai am o întrebare legată de muzică. Aveți vreun aliat, să zicem așa? Nu știu, am vorbit cu un coleg de-a meu și piesa asta încă nu o să fac cu el, dar poate după aia o să lucrez cu el, încă nu se știe. Păi da, acum că am vorbit de muzică, hai să schimbăm și alte subiecte, să discutăm și alte subiecte. Vă plac filmele? Da. Ce categorie vă place cel mai mult? În general, filmele SF. Ok, care este filmul vostru preferat? Star Wars 8. Ok. Și dacă ne-ați putea zice ce chitară folosiți? Păi, cum am trei chitare, prima chitară este o Laura 3x4 făcută la Reghin, care a fost a mamei mele, făcută Ok. în 93. Apoi am primit de la o verișoară de-a mea o Hora Spaniol 2, făcută, Ok. vândută în 2004, cealaltă vândută în 1994 și ultima vândută în 2018 la sfârșit, mai spre sfârșit, un Ibanez TCM50 de nou. Ok. Și presupun că este hobby-ul vostru preferat să cântați dintre toate, dacă ar fi Sigur. numai unul. Și vă mai place să cântați și la altceva? Păi, în general, să fac chitară ritmică, aici intră și solo și bas. Ok. Și acum că hai să schimbăm un pic subiectul, vă plac animalele? Da, foarte mult. Care este animalul vostru preferat? Sălbatic sau domestic? Oricare. Șarpele. Domestic? Câinele. Mă gândeam eu. Și no, acum câți ani ai? Aproape 12 ani. Ok. Și pe ce dată este ziua dumneavoastră? Pe 30 ianuarie. Și cam atât a fost și cu acest interviu. La revedere!